După 2 luni de filmări prin munții României, în căutare de ciuperci, ne-am decis să ne luăm o vacanță scurtă în care să ne odihnim, căutând ciuperci, dar nu la munte. Nu ne aflăm în delta Dunării, cum ar putea părea, ci în Ungaria, în așa zisa delta Tisei. Această întindere de ape cu canale și brațe moarte este, deși nu ar părea, urmarea unui proiect de regularizare a apelor Tisei, un rai natural creat în urma unei intervenții umane. Vali ajunge la fața locului abia peste o zi. În așteptarea lui, închiriem o barcă și pornim în recunoaștere. Nu căutăm ciuperci subacvatice. Dar la malul canalului sunt semne că nu vom duce lipsă de ciuperci în scurta noastră vacanță. O să explorăm ciupercăreala ungurească după ce vine Vali. Deocamdată ne bucurăm de peisaj. Și dacă am fi fost pescari, am fi avut și mai multe motive de bucurie. Acum să nu își închipuie onorații telespectatori că ne-am jucat de-a scafandrii și am avut parte de filmări subacvatice. Operațiunea Monstru pe care o urmăriți am filmat-o la un acvariu din zonă.